Bună ziua tuturor, bună ziua dragi rădăuțeni, din nou în fața dumneavoastră cu emisiunea Spirit Sportiv, de această dată într-o nouă echipă de Maestru Cârdeiu, iar pentru prima emisiune am gândit să-l invit pe spiritul olimpic, așa cum îmi place mie să-l spun, al Rădăuțului, al Sucevei, al Bucovinei, al României, într-un fel sau altul, și spun bine ați venit pentru prima dată și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea la 10 zile după ce ați împlinit frumoasa vârstă de 64 de ani, Maestru Ștefan Rusu. Vă mulțumesc că din nou, după 4 ani, un ciclu olimpic, sunt din nou invitat, domnul Radu, din partea dumneavoastră, la o emisiune care sper că o să le placă la toți iubitorii sportului din orașul nostru, din județul Suceava și din România. De această dată suntem online și dacă suntem online, aș dori să plecăm într-o călătorie. Eu am să dau câteva denumiri de oraș și vrea să-mi faceți o scurtă caracterizare ce au reprezentat pentru dumneavoastră acele localități. Pentru început, Rădăuți. Rădăuți m-am născut, în Rădăuți m-am consacrat de la vârsta de 8 ani. Anul ăsta pe întâi mai fac exact 56 de ani de când am început să practic luptele greco-romane cu maestru emerit al sportului și antrenor emerit, pardon, domnul Gherasim Virgil. Trecem puțin, poate, la altitudine. Acum ne place totdeauna să trăim pe la altitudine, la înălțimi. Piatra Arsă. Cum a spus? Piatra Arsă. Piatra Arsă. Da, la Piatra Arsă am avut campionat în 1969 la Galați. Aveam 13 ani atunci și am ieșit locul 5 și am fost selecționat în lotul național, cum e acum, de cadeți, la Piatra Arsă, sub îndrumarea primului campion olimpic, Dumitru Părbulescu, din 1960, de la Roma. Era Ian echipat cum era atunci, nu mai zic nimic, am ajuns la Sinaia, Ploiești, prima dată Ploiești Sud, Rădăuț, Suceava, Suceava, Ploiești Sud, singur, bineînțeles, cu o geantă de carton, mâncare mai așa aia, parizer, pâine, cum era înainte. Ploiești Sud schimbam în Ploiești Vest, din Ploiești Vest la Sinaia. Sinaia urcai în centru, mergeai la cot 1400, tot pe jos am mers, făceam economii de 2 lei. Și de la vârful, de la cot 1400, la vârful Cudor, cu telescaunul, nu era telecabină atunci. Și ajungeai la vârful Cudor, luai pe jos și ajungeai la Piatra Arsă, la 2000 de metri. Bineînțeles că Piatra Arsă acum este foarte renovat, tot un sistem de pregătire extraordinar, cu refacere mare. Atunci era o cabană, 6 în cameră, dacă îngheța apa, când îngheța de multe ori, trebuia să aducem noi zăpadă, să o pui, să ne facă ciorbă, sau etc., etc. Nu aveai baie, dar așa cum a fost, am învățat lupte cu un mare tehnician, domnul Părbulescu Dumitru, primul campion olimpic, Dumnezeu să-l ierte, și am învățat, am ieșit campion al Europei cu procedeul în 79, cu procedeul lui tur de cap din dublu saltere, transformat în tur de cap pe stânga. În următorul an am ieșit campion al României în 70, de juniori. Titlul din 1970, consacrarea a devenit în 74, în 70 am fost selecționat la lotul mare, la 17 ani. M-am luptat la Rădăuți cu Samilu Samidinov în Casa de Cultură din oraș, unde m-am pierdut cu... Eu făceam 62 atunci la lot, n-aveam loc la 62 după un Ioan, Dumnezeu să-l ierte, și m-am băgat la 68. Am pierdut cu 7-0, m-am bătut Samilu Samidinov, fiind campion olimpic la München, el. Și am fost selecționat, la Botoșani m-a schimbat categoria, am făcut 62 și am câștigat meciul cu Rusu și am fost selecționat în lotul mare de seniori. Și în următorul an am ieșit campion european pentru orașul Rădăuță la junior, la Haparanda, la 62, întregându-l pe un reputabil viitor în Albadean Suren, care m-a învins la Jocurile Olimpice de la Montreal în 76 și la Haskovo, la Mondial în 75, deci la campionatele mondiale. Și atunci, după 74, urma 75, atunci tot mai eram la Rădău și în 75 doamne am plecat la Steaua, m-am luat Steaua, până în 76. În 76, vicecampion european și olimpic pentru clubul Steaua, atunci ne-a dat o mașină, mine, tovarșul Nicolae Ceaușescu, Dumnezeu să-l ierte, la locul 1 Dacia, la locul 2 Skoda și locul 3 Trabant.
plus case în București la toți medaliații olimpici. Cei sub gradul de sergent major, erai plutoner, te avansa la gradul de ofițer. Și aici, ca să facem o scurtă caracterizare, o scurtă recenzie al ce discutat, dacă Rădăuțul este localitatea unde v-ați născut, unde v-ați inițiat în tainele lucrurilor, în Piatra Ars era locul de loazir, de divertisment. Era acolo un moment de relaxare, în care vrea să stăteați câteva luni și vă relaxați, nu ca o concluzie, sau nu este așa, sau greșesc. Nu, e greșeală. Da? Deci cum era? Piatra Ars este un centru de pregătire. Noi ne-am pregătit în 1978 pentru campionatele mondiale de la Ciudad de Mexico, la altitudine, că Mexicul e la altitudine, 2000 de metri, am stat 3 luni acolo. Dacă vrei să-l condamn pe unul, să-l bagi la băi, te ești condamnat pe 3 luni, îl trimiți la Piatra Arsă, că nu, în altă parte nu. La Piatra Arsă, dacă îl trimiți, e suficient. Nu ați fost condamnat 3 luni, între ghilimele, sau și mai mult de 3 luni continuu? Nu, am stat, noi stăteam în fiecare an, înainte de Jocurile Olimpice de la Montreal, am stat 3 luni, și de campionatele mondiale din Mexic 3 luni, la Moscova 3 luni, deci San Diego iară 3 luni acolo, dacă stăteai 3 luni. Deci un stil spartan acolo, da, și numai caracterile, da, puternice reușeau să... Fără asta nu se putea cuceri titlul de campion mondial sau titlul de campion olimpic, nu? Atunci să trecem de la Rădăuț, Piatra Arsă, Moscova. Moscova, nu, vă leagă cu ceva să... Moscova? Da, nu trecem înapoi la Rădăuț. Tot la Rădăuț. Am venit în 77, m-am întors acasă de la gradul de ofițer și lucram la IPL, la Mobil, la Rădăuț, angajat din om. S-a 77, 78, 79, 80 la Rădăuț. La Rădăuț am adus cea mai mare performanță. În 77 am ieșit, am adus 3 medalii, 78, 2 medalii, 79, 2 medalii, 80, 2 medalii. În 80 titlul de campion, ca să ajung la Moscova. Bun, dar și Rădăuțul a dat în contrapartidă titlul, a oferit normal pentru merite deosebite de cetățean de onoare. Nu, ulterior. Ulterior, da, bine. Rădăuțul a dat ca fiecare, la fiecare cetățean, s-a dat un apartament, deci cu două camere prima dată am locuit în 77 până în 80 pe Călăraș și după aia, după ce am ieșit campion olimpic, fabrica IPL-ul, mobilat Dumnezeu să-l ierte pe domnul Chilovăț Vasile, el m-a trecut pe listă la IPL, că bă, campion olimpic trebuie 3 camere, că aici face copii mulți. Și mi-a dat apartamentul în locul domnului tovarășul Cârdei, care era inginerul Cârdei, 3 camere pe stadionul, care și acum tot a meu este. Și locuiesc, nu mai locuiesc în el, dar stă acolo așa, îl păstrăm pentru bătrânețe. Moscova, maestre? Moscova a fost foarte grea perioadă. Foarte multă muncă, foarte mult sacrificiu. Eu, normal, așa, mâncam pe 6 ianuarie seara și mai mâncam pe 6 mai. Am făcut 3 cicluri olimpice, 68, foarte greu. Slăbeam de la 76 la 68. Și am început pregătirea acasă cu maestru Gerasim o lună. După aia am trebuit să mă duc la lot și să mai vin peste 6 luni acasă. Deci 6 luni de pregătire numai pentru Jocurile Olimpice. Eu îmi plăcea să mă pregătesc, îmi plăcea, dar dacă nu munceai cum munceam eu, nu puteai să fii campion olimpic. Cum muncea? Care era secretul muncii? Că poate observă și ceilalți și se transformă rezultatele în realitate. Dacă vrei să treci pe alți sportivi mari, cum a fost și domnul Gheorghe Berceanu și Ondraica și alți sportivi din România, pe ei dau exemplu că Constantin Alexandru, mulți campioni, dar îl dau pe Berceanu fiindcă eu am furat foarte mult de la el în pregătire, cum se pregătea. Cu foarte mare conștiinciozitate ieșită din comun. El nu l-a bătut 7 ani nimeni în România, în afară, europene, mondiale, Jocurile Olimpice, 7 ani. Intra în sală și nu stătea deloc, 2 ore nu stătea deloc. Și lucra, eu făceam dimineața antrenament în Viorare, zicea, dar era antrenament, făceam lunea 3, marța 3, miercurea 3, joia 3, vinerea 3, sâmbătă 2, duminică 1. Ăsta făceam 19 antrenamente săptămâna. Nu se compara acum cu loturile naționale sau la cluburi care se lucrează în antrenamente săptămânale și poți să ieși campion european, mondial și olimpic. Nu se poate. Deci nu se poate vorbi. N-ai cum. Bineînțeles că aveai atunci, erai la lot, aveai medicamentația cum era atunci, refacerea, nu ca acum, cu piscină, cu jacuzzi, cu absolut tot ce medicamentație, absolut tot ce este acum modern. Acum ai de toate și le greu să meargă, să facă refacerea. Și mâncarea era, mâncarea mergea, întinde tava la 23 august la București, mi-aduc aminte, la Jocurile Universitare, în 81.
dormeam, am avut pe patinoarul, așa spunea, Palatul de Gheață. Palatul de Gheață era 20 august terenul de hockey. Acolo s-a ținut competiția la lupte greco-romane, campionatul modern universitar. Întâi de etapă, ce puneau, o aripă, orez, a doilea fel, o bucată de carne, pereu, salată, la revedere, nu ca acum vine și... O mulțime diversitate de meniuri. Nu, condițiile la loturile naționale, am repetat, am mai avut un interviu, ieșite din comun, ca drept dovadă să ieși campion european acum la Roma, Alexiuc din Botoșani, antrenorul lui Asafte, care a fost coleg cu mine la jocurile campionatele mondiale de la Katowice și el. Dar Botoșani are condiții bune, are cantină sportivă, au cazare, vin de la țară copiii care fac ei selecția de la canotaj, care nu-ți bune ea la lupte, au condiții, cazare, masă, școală. Au LPS-ul la fel, care au condiții mari. Și așa se poate face performanță. Dacă nu dai la un copil nimica, nu poți să faci nimica. Spunea cineva că trebuie să-ți dorești cât mai mult, să-ți dorești idealul pe care poate nu-l atingi niciodată ca să obții aceste rezultate. V-ați dorit atât de mult acest titlu de campion olimpic? A venit așa ca o onoare a muncii, a dorinței? Sau... Dom'le, dacă ești un sportiv, cum am ieșit-o, mă dau exemplu pe mine sau pe altul. Ai și campion european mondial și n-ai luat medalie olimpică, înseamnă că nu ești luptător. Deci european mondial, da. Dar nu cum am ieșit eu de 5 ori campion european, de 2 ori mondial. Și când ai luat 3 medalii olimpice, cel mai tare îți dorești pe aia de aur. Ca oricare sportiv, bă, am ieșit campion olimpic. Degeaba ești locul 2 și locul 3. 1 domină tot. Ai zis campion olimpic, s-a terminat. Așa de mult contează să cânte imnul când nu ești pe podium? Enorm, erau unii care n-au trecut, care nu știi ce înseamnă nici medalii de la campionatele europene de cadeți sau mondial de cadeți, acum sunt mari, zice că sunt mari sportivi. Acum, un băiat, chiar la campionatele europene de la Roma, dar îmi amintesc un băiat al lui Nazarian, taică-su armean, dar în Uniunea Sovietică, a ieșit campion al Europei, superioritate tehnică, a bătut pe toți la 55 de kg. 17! Are 17 ani, domnule! Și nu, tata lui, antrenor principal al Bulgariei, și l-a băgat în loc și a ieșit campion european pentru Bulgaria la 50, la 17 ani. Și la noi, la 17 ani, trebuie să meargă să danseze sau să uite la telefon. Nu există, domnule, dacă muncești zi de zi, și drag că ai și campion european și mondial la 18 ani. Al mare sportiv, Hamzai, care de la turci, 17 ani, campion european mondial. Dar trebuie să lași telefonul, trebuie să lași televizorul, trebuie să lași discoteca, trebuie să lași barul, trebuie multe, să lași țigara. Că acum alternative care vorbești nu frumos. Sunt principii și principii din cauza că trăiesc bine. Înțeles, deci și efectele acestea, dacă n-ai de toate, atunci munceai ca să obții minimorul, să ieși în evidență prin mișcare, prin sport. Pentru un bon de masă trebuia să faci 2 ore antrenament și aveai un bon de 25 de lei, mergeai, mâncai și spuneai, bă, trebuie să mănânci, dacă muncești mai tare, mai iei unul ca să poți să mănânci 2 fripturi, nu una. Deci totul era pentru muncă, pentru a supraviețui, zic eu. Dacă aveai o pereche de ghete Adidas, le puneai în cui, nu să joci fotbal cu ei sau... dresul de lupte sau condițiile ca atare în țările de sport, cum sunt acolo. Una este dotată la Rădăuț, cum nu are nu știu câte centre. Cum am făcut sala... Poate că este ca și o recunoștință a rezultatelor obținute anterior. De dumneavoastră, de ceilalți sportivi. Degeaba spui că obținute anterior, prima dată trebuie să mulțumim celor care au făcut. Și asta este unul din mare, care eu respect deosebit, pentru el că a făcut sala de lupte la cum au toate sălile din domnul Petre Cacalete. Eu îl admir, nu fac deci când politică. A fost inspector școlar general atunci, a tras fonduri pentru Rădăuț. Pentru Rădăuț a făcut școlile, nu mă bag la școli, eu mă bag la lupte. Ce-a făcut pentru a rămas ceva. Extraordinar, a făcut, stai cum a făcut și unde sare doamna Rita, are gană la cum se cheamă, femeile din oraș vin și fac mișcare acolo, refaceri, cât îi să fie o bătână să se recupereze în sală. Dacă nu era acolo, acolo era centrala. Unde au făcut acolo complexul ăla, a renovat și sală de oglinzi cu sală de fitness, se uită femeile când dansează, când slăbesc, când fac. Super, dar nu mai zic de lupte. Sau una recuperare pe partea cealaltă la fotbal, la școala sportivă, vestiare, refacere, bazin, sau una. Dacă aveam așa pe timpul nostru... Să obțineau rezultate și mai...
au fost căldură din 1959, când au început luptele la Rădăuți. Și după 90 n-au fost căldură, decât sufletească. Eu am început în 65. În 2000, când am venit eu, nu mai era căldură, nu mai era apă caldă și așa. Am făcut cu sobă. Dumnezeu să fie iertat, taică tot mi-am făcut soba de care îmi puneam lemne și încălzeam cu... Și acum... Calorifer, echipament sportiv, absolut tot ceva. Saltele... Depinde elementul. Elementul uman. Să trecem puțin și în zona mai caldă. Am trecut de la Piatra să Moscova, puțin în Istanbul, să trecem puțin în Turcia. Ce are peste? Istanbul, Turcia. În 90, după Revoluție, eu eram la Clubul Dinamo. Clubul Dinamo a spus să mă duc la Rahova ca ofițer. Stau paznic acolo la deținut sau ce, nu, domnule, eu mă duc antrenor, îmi văd de treabă. Și am plecat la Istanbul, am fost extraordinar de bine primit acolo, campioni olimpici acolo se respectă, nu se discută, campionate europene, mondiale, ținute la Istanbul, ești invitat în, de onoare în loj de roșie. Ai exemplu ăsta l-a luat și domnul Părcălavu, care a invitat pe toți campionii europeni. Competiții, da. Corolapuri, prezentare frumos, ca să vadă. Hotel, da. Cazare, masă. Adică e un om deștept care poate arată... E marketing, știi cumva, da, nu? Dar arată recunoștință pentru mare campion. Și am impresia că la toate sporturile astea, și la atletic, și la acum, da, scrimă, Ivan este a venit domnul Covaliu, care a făcut și el celui campion olimpic și nu comentează la banca. Știe, până la urmă, n-are frustrarea că n-au ținut ce rezultat, domnule, ce invit pe ceilalți. E păcat că nu se mai face sport mare în masă. Nu numai lupte, și la box, și la haltere, și la gimnastică, și unde este gimnastică. Nu mai găsim gimnastică. Mai e o ciupit acum, dar să vedem pentru jocurile olimpice. Sportivii naturalizați s-au mulțumit și la jocurile olimpice anterioare. Deci Istanbul și el o etapă de viața noastră. Istanbulul, m-am dus la un club militar, era acolo sponsorul de bază, era ministrul de interne, se numea domnul Sadetin Tantan, are acum 84 de ani și tot se mai mișcă acolo. Și când m-a văzut, ce vrei, antrenor, da, antrenor. Și m-a pus fără să-mi ceară legitimație, aia este antrenor, nu ești. Îl antrenam la muncă și am făcut vreo 3 luni și eu spus, rămâi aici la noi, îți dăm atâta. Și am stat 10 ani acolo, am scos performanță mare datorită condițiilor, ca atare. Nu? Fost sportivi pe care i-ați depistat atunci și ulterior au reușit să obțină și rezultate la Olimpiadă? Acum, da, de exemplu ăsta, Achif Prim, Acă Bașar a fost al meu crescut în mine. Și sau cei care s-au pregătit acolo. Iusuf Duzer, Sercanus Den, care sunt antrenori al lotului olimpic. Și Acă Bașar a fost un ciclu olimpic antrenor, s-a retras. Ăla e campion mondial, l-a bătut pe Sudureac, a nostru în finala campionatului mondial din Ciuslovacia în 95 și vicecampion olimpic la Barcelona în 92. Dar lucrau. Avea condiții și la loturile naționale. Antrenorii nu erau prea specialiști, dar au venit alți antrenori din Uniunea Sovietică, am venit și eu din România, care aia mă cunoștea rușii, domnul Sapunov, mare, ce mare antrenor, care a scos atâția mari de campioni europeni olimpici. Ar fi corespondentul domnului Corneanu de la noi, deci pe același nivel? Corneanu era altceva, ăsta era campion mondial, la Corneanu a făcut educație fizică și sport, s-a luptat și el, era luptător la Lugo, s-a luptat și el la Festivalul Tineretului din România. Înseamnă că a avut material uman și a știut să scoată maxim din... Și existau antrenori buni în țara românească. Și nu vreau să amintesc de Dumitru Cucu, un mare tehnician, care a scos... Neamitru la colț, l-a scos pe Berceanu și pe Martinescu la München și eu am ieșit la Moscova tot cu Neamitru la Cuc Dumitru la colț. Deci a murit, Dumnezeu să-l odihnească, în 1 decembrie 2019 la Bistrița. Am fost și eu la mormântare. Un mare antrenor, un mare tehnician, Nea Costică Ofițărescu, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Donosi de la Galați, domnul Mircea Croitoru de la Bacău, deci au avut Topârjean Constantin de la Suceava, Înghețău Petrea de la Rădăuți, Botoșanu, care are campion european, primul inițiator la lupte, făcea într-un maneș, vis-a-vis de gara, de gara din Botoșan, era un maneș care s-a alergat la... cu caie făceau, aici el era sus la Cucurigul, la etajul 1, pe beton și inițial luptele și uite că au avut și campioni europeni de copii, au avut campion mondial de cadeți, au avut medaliat european pe ăsta, pe Alexiu. Și atunci deci, dacă am fost pe două continente, am fost pe Europa cu Răduțul. L-am avut pe domnul Ilie Munteanu, care l-are pe Savu, campion european de junior, Dumnezeu să-l ierte. Și pe ceilalți. Vreau să mergem puțin și în America de Sud, mai este, și să mergem puțin până în Brazilia, aproape de Copacabana. Ce a reprezentat acel lucru acolo pentru dumneavoastră? Acolo chiar să știi că m-a impresionat
am simțit așa o ceva pe mine, m-a furnicat, când eram în cei mai mari campioni ai lumii la luptă greco-romană. Primul luptător român, da. Invitatul meu, Ștefan Rusu, da, inclus acolo, în Hall of Fame-ul luptelor mondiale. Cubanezu, Mamez Vile a fost, Varga, Dumnezeu să-l odihnească acum, de la unguri, a murit, a fost și el, dar n-a venit, a fost mulți, și femei din Norvegia, campioană europeană și mondială a fost. Dom'le, am simțit așa că parcă eram tânăr și mai ales mai odată și filmul ăla. Așa acolo. Este o retrospectivă, da, a momentului din meci. În 81 cu Progudin, simțeam că parcă eram pe altă lume când am ajuns la Rio de Janeiro. Bineînțeles, condițiile ca atare acolo au fost extraordinare. Nu. N-ai grad de comparație, deci la masă, cazare, stimă, venea, te întreba, liber peste tot. Frumos Rio de Janeiro, sperăm că și în România, că de curând la competiția asta 2020, campionatul european de fotbal, să ridice la nivel. Luptele au făcut, noi am luat de domnul Purcălavu cu domnul secretar Alin Grigore, au făcut și toată conducerea federației au făcut concursul foarte bine. Europene, campionate mondiale, extraordinar. Nu, pe timpul nostru, nu era organizarea de așa natură cu toate detaliile. Nu. De exemplu, la Ring Grand Hotel, acolo faci antrenamentul, acolo te cântărești, acolo ai masă. Am înțeles, acolo deci ai cazare. Nu era un locație diferită. Nu, trebuia să te duci în altă parte, oboseală, stres puțin. Da, chiar și la Jocurile Olimpice la Moscova. Trebuia să mergem o oră până la sala Spartak. Discotea cumva din ritm. Da, până veneai înapoi, etc., etc. Nu, din punctul ăsta de vedere, de când am venit, nu că vreau să-l laud, nu laud. Spun adevărul. Față de domnul ăsta, care o potera și asta, sau domnul secretar, domnul Pușcaș, că a fost și el campion olimpic, nu-i grad de comparație. Deci e o etapă și aduce un plus valoare pentru Federația Română de Lupte. Eu cred că și ei sunt mai tineri, și mai devotați și altă viziune. Și adică cred că să se investească în tine, sigur, să dea mână liberă tinerilor, în orice domeniu? Da, ăsta e adevărul. Spuneți dumneavoastră? Eu am o părere despre mine. Dom'le, că nu mai pot, nu mai mă bag. Nu bun, dar sfaturi? Sfaturi? Băi, vezi că acolo greșește. Sau, uite, băi, ăla nu scoate mâna corectare la antrenament. Ăla nu bagă așa piciorul. Asta da. Dar trebuie să ai și elevul să te asculte. Ăștia tineri să asculte de bătrân de vorbă. Nu să te contrazică. Poate nu-i bine așa, nu-i mai bine să fac așa. Deci sunt chestii care poți să lucrezi cu unii la individualitate sau te pui la, de exemplu, acum la ruși, îl cheamă pe Sapunov sau pe Rustem Kazakov și mai explică, băi, aici nu-i bine, aici e bine, acolo, pe etape, că au experiență. Da. Sau Tovarșul Corneanu, tot așa, după ce au venit Andrei sau Zanfir la lot ca tineret, sau Nea Pavel era, tot așa lucra. Nu se băga, ne aduna la masă, sta jos. Sapunov la fel, la atunci când eram, ne punea la o masă, vorbea, băi, lucrează rusul sau X sau Y, noi nu corectăm, stăm, ne notăm și ne adunăm la o masă, bem ceai cu bea ceai și vorbeau. Aici nu-i bine așa, dar la trebuie să un brainstorming și absolut ideile pozitive le lua fiecare s-a adaptat. Fără colaborare și fără ascultare nu poți face performanță. Că sunteți în domeniul sportului. Corect, așa este. Și atunci, viitorul cum ar suna din punctul dumneavoastră? Tokyo, de exemplu, să ne gândim Tokyo 2020 al luptelor, bineînțeles. Nu știu, la nivel național, așa, din perspectiva unui specialist. Pentru Jocurile Olimpice M-aș bucura enorm ca fetița asta care este calificată așa, la 48. Acum e mai ușor la Jocurile Olimpice ca la noi. De exemplu, sunt calificați numai 16. Da. Din două ture poți să ajungi în final. Da. Dacă ai bătut două ture, depinde pe cine ești. Că dacă asta o ia pe japoneză și o ia pe azerbaidjană... S-a terminat aici și direct calificări. S-a terminat cu totul. Dar dacă are... Nu, acum nici nu ai ce alege acolo. Că toți sunt oricum, dacă nu bați două meciuri, da, trei, sau să te bate-o pe tine, și pe tine să te bate altul, să mă tragi pe mine pentru 3-5. Ai luat o bătaie, te duci pentru 3-5. Dacă ăla tău nu se duce în finală, dacă nu te duci în finală, rămâi acolo la coadă, ai ieșit tu afară. Pe cine mă bate pe mine trebuie să meargă până în finală să mă tragă. Și atunci pot să am șansă pentru locul 3-5. Dar la greco-romane aș fi bucuros să avem un român, cum e Alexiu, ca să meargă să iei o medalie când avem medale din 1992 de la Barcelona prin român. Prin român, da, Suceavea, da. Suceavean Ion Grigoraș, care e la Dinamo. Și eu aș dori ca un rădăuțean peste 4 ani
să meargă la Jocurile Olimpice. Că dacă, cum a spus dumneavoastră, de Rădăuțin, haideți să luăm așa, iată, Ciorcan Bogdan, Linu Soraj, după care trăim Ciprian Trufa și acum după cel între domnișoarele respective și la urmă lăsăm și pentru familie. Mai este familia luptelor greco-romane și nu numai. Eu zic că organizarea care trebuie făcută a trecut prin foarte mulți primari noi. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Cuciureanu, el nu știa sport, dar ce spunea maestru Gherasim, aproba că trebuie să facem cantină acolo la sală, era domn director Storuș Petru, care vinea la domnul Cuciureanu, se spunea, tovarășul Cuciureanu, trebuie să facem așa, făcea așa. A venit domnul Frunză, care, vorba aia, domnul Mihai, ziceam noi că e mai mare perspectivă, a stat atâția ani, nu a făcut nimica. Că îi băteam la cap, eu l-am bătut de 10.000 de ori în 2000, când am venit de la... Domnule, hai să facem un complex sportiv ușor. Au făcut complexul ăsta sportiv ușor, s-a dizolvat. Nu trebuia orașului, adică ăsta să funcționeze tot timpul. Concluzia, pe treaba asta îmi pasă să nu trecem la nume, că după care ceilalți vor răspunsul, ar trebui câte un specialist în fiecare domeniu și atunci și să dea mână liberă și o finanțare. A spus bine că în fiecare domeniu trebuie pus om specialist, care se pricepe. Care se pricepe și care acționează. Nu numai din gură. Și numai ia salariul și gata și s-a terminat. Să rămână ceva în urmă. Păi să rămână ceva în urmă. Ce rămâne? Așa cum a spus că a rămas complexul ăla de lupte greco-romane și Sălița, domnule, chiar a fost el în funcția respectivă. Să fie rămas după fiecare câte ceva, era mai departe. Uite, mi-a plăcut acum și domnul director Stoica, s-a ținut de un laud, dar s-a ținut de cuvântul, o saltea de lupte nou, care e o capacitate imensă, care copiii pot să faci, odată cu 30 antrenament acum. Mai avem 30 de copii, putem aduce, vin copii spre sport. Bun, dar v-am spus fără ajutor financiar, ce a spus dumneavoastră. Și atunci Ciprian Trufan a plecat, că nu exista ajutorul financiar? Da, nu aveam cum să-l țină. Dincolo de faptul că era și medaliat la campionate internaționale? Trufan era singurul, zic eu, nu că l-am ridicat eu. Așa. Bineînțeles, totul depinde din individ, că am stat de vorbă. Da. Dacă îți vedea de treabă, să-l fi ținut aici. Dacă îl țineam, aveam, să-i dăm cum i-o dat Dinamo 30 de milioane pe lună și mâncare și aia, îl pregăteai acasă, el l-am dat la Dinamo, s-a dus la Dinamo. Nu mai puteau să-l țină, acolo erau mai multe vârfuri și să trebuie să depinde de individ, n-ar revineza antrenorul de tine. Eu crezi că peste oriunde merg, zic că este un Ștefan Rusu care îi face absolut toate mofturile. În general vorbim. Și sportiv, și eu mai fost de la Rădăuți, în lotul național. Noi, la un moment dat, eram 7 în Naționala României. Era Uțuleac, eram eu, era Gherasim, Ion, era Savin Ivan, era Laser. Cum? Eram 7 în lot. Păi dacă o luăm Lungoci, trecem Lungoci. De la una la alta, era fotografia când o vedea Ionel Bădiliță, plângea cu noastră și cu Dumnezeu Sierte, Isaac Laser. Era trei în fotografia aia. Era Răduț, Răduț Florea. Eram 7, 8, 9, deci Rădăuțul la lotul național în ianuarie plecam 7, 8, 5. De scăpa 8 zi mulțit cu 25 de lei, era 2000, nu? Da. 200 de lei. 200, 200, 400, păi nu, 2000 de lei. De 2000 de lei mai sugerasem creștea alță cu bonurile alea. Stăteam câte 6 luni, 7 luni în lot. Pe la un moment dat și Centrul Olimpic a fost la Clubul Sportiv Școlar și pe lângă băieții de la lot mai creșteau ceilalți din împrejurim. Nu a fost și acum o chestie aici, în loc să dea la Rădăuți Federația Română de Lupte, domnul Părcălabu poate se gândește acum după rezultatul ăsta. După rezultat respectiv și... Bate și aici măcar 10 copii, că eu sunt obligat acum cu copiii ăștia mei să le trimit de acasă, la Centrul Olimpic de la Cluj. Că dacă nu am cu ce să le dau, știți că eu lucrez... Așa este. Eu lucrez... Păi ia închideți ochii acum și spuneți-mi care sunt cei mai reprezentativi sportivi acum, pe care maestru Ștefan Rusu ar miza că într-o perspectivă mai apropiată sau mai depărtată ar participa la campionate europene, cel puțin. Zic eu că de aici, pe ăsta, pe Grigorean nu poate să-l bată nimeni anul ăsta la junior, că n-are deci David Grigorean. Da, dar el poate să fie consacrat peste 2 ani, până în 2 ani la Jocurile Olimpice, încă 4 ani, peste 4 ani. El e un băiat extraordinar, muncitor, are o educație bună de acasă. Deci familia, dacă ține aproape de antrenor, se face treaba singur. El este educat, este băiat simțit. Nu mă să ferească Dumnezeu fără accidentări, dar el poate să mai crească, el e un muncitor. Ăsta e singurul sportiv, dau eu pentru el. Și am eu din spate care vin copii, are 10 ani. Este Jurovski, care e campioana României. A bătut 4 meciuri la meci de a impresionat pe toți antrenorii aia. La lupte libere de această lupte dată. Libere, deci lupte libere. Ne adaptăm, fetiță, da? Trecem de la un stil altul. A vrut acum să vină să o iei la Cluj și părinții nu sunt de acord. Eu am zis, bă, las-o să mai crească la Rădăuți, să mai stai 2-3 ani până să maturizează,
ca să poți să o dai de acasă, că nu poți să-i spui la părinți, bă, doamnă, dacă nu pleacă acolo, nu mai face lupte. Corect. Și mai avem și pe una dublă campioană națională, Andrișan Denisa, e dublă campioană și aia. Și el participă anul ăsta la campionate europene, dar să vedem sprijinul, că cu dumneavoastră împreună am făcut proiectul ăla. Să unde l-am mai făcut? Că ajutați-mă, că am făcut, completăm hârtia. Unde ați spus dumneavoastră că am făcut? Unde trimitem hârtiile respective ca să vină finanțarea? Păi la satul mare. Da, nu? Și banii ar trebui să vină de la Consiliul? De Consiliul Județean, de la Suceava. Dacă ne dă bani, avem competiții. Dacă nu, păi da, sunt vedem... dublii campioane naționale, băieții din spate sunt, da, ceilalți băieții respective. Da, și mai avem băieți care le-am dat la Timișoara, să nu uităm de frații Lungu. Când a fost la Botoșan, la această fază națională, absolut din tot ce a fost acolo. Sunt patru frați acolo care sunt buni. Tot din zona noastră plecați? Da, de la Suceava, de la marginea ei sunt. Ar fi bine ca unii, uite, de exemplu, dau exemplu lui Cornel, a venit acasă, Cornel Rusu, un tehnician care a fost antrenorul Algeriei, nu? Așa este. Și vrem... Pe Eurosport, îl vedeam, da, pe Eurosport, participă. Da, să-l băgăm și pe el ca antrenor, că merită și el ce a făcut pentru orașul Rădăuți. Să ne zbatem pentru el, poate vin alegerile acum, găsim un om care poate să ne ajute să intre și el aici antrenor. Eu mă retrag, eu sunt bătrân, am 65 de ani, eu, cum a spus dumneavoastră, așa, că o vorbă bună. Câte un sfat. O secțiune, eu pot să-mi fac la casă la Țibeni, că o să-mi dea căminul ăla, facem sală de lupte acolo, avem saltele, avem manechine, avem de toate, nu avem locația. Dacă o să-mi dea și o să mă ajute domnul primar, care va veni, facem acolo și o să am tot timpul. Până la urmă, că spune ce primar este sau care va veni, până la urmă face pentru sport, face pentru copii, sigur, face pentru viitor, face, nu face pentru Ștefan Rusu sau pentru comunitate. Nu? Comunitate. Îi luăm din barul sau de la jocuri mecanice. Din 2019, anul trecut, am luat 10 medale. La copii, la cadeți și juniori. Comunitatea Satul Mare, care face navetă, copiii fac navetă. Și facem la antrenament, că nu avem locație. Deci s-a promis că face la Țibeni când termină școala. Acum să vedem ce vrea să facă și cum face. Înțeles, fiecare gândirea și perspectiva și strategia pe care și-o vedești. Orice lucru făcut, e bine făcut. Dacă faci, fapta trebuie. Degeaba, la, facem aia. Mai greu ca și sportiv sau ca și antrenor? Când ești pe saltea sau când ești la colț? Când se luptă sportivul tău sau când se luptă proprii tăi copii? Nu, dacă ai făcut lupte și vezi că greșești, te frământ stare. Că l-ai făcut și vezi că el nu face ceea ce îi spui tu, înseamnă că nu-l ajută cap. Că sunt și aici cazul și cazul. Strategie și... Te adaptezi în funcție de persoană, nu știi de frică, nu știi de exprimarea... Până acum n-am prins niciun sportiv de când sunt eu deștept. Să fii și deștept, adică în luptă. Am înțeles. Să te adaptezi atunci și în funcție de adversar. În afară de frații lungi aia care au fost, îi spuneai să-i fac aia făcea. Deci avea... deștept asta. Da, nativ. Nativ. Asta să nasc un profesor. Un talent acolo. Are harul la respectiv. Da. Și prin muncă să cizilează. Eu mă gândesc totuși că să se facă numai decât că cu copiii de la țară acum și ei sunt, dar cu copiii mai necăjiți de la țară, de sus, de la nisipit, o să faci o selecție de acolo unde mănâncă slană și ceapă copii sănătoși. E, solul și asta a avut, a fost deștept. M-a dus copii de la țară, eu cazat acolo la castelul de Amori, unei electric acolo câteva condițiile stăteam, nu era ca și la... mâncam sub tribună. Făcea ce era mâncare, dar era mâncare bună. Deci până la urmă, una din condiții și până la urmă este ceva simplu, dacă vorbim aici, este un loc de cazare și un loc de masă unde să aibă să mănânce lucruri elementare, apă caldă. Și școală. Deci astea sunt elementele. N-ar fi ceva ieșit din comun. Cine ar gândi într-o perspectivă. Și toate să fie în apropiere. Eu vă spun că numai la lupte. Acolo poate să mănânce și atletismul. Și fotbaliștii, și cei de la Tefparcu. Nu te duci la țărâncuța să dai la un meniu 30 de lei. Nu, că după aia dacă mai folosim trebuie să le dăm și publicitate. Mai dacă dăm lumea, adică un local. Un maestru la Rădăuzean și el acum. Eu zic că fără condițiile astea de cazare și masă elementare și școală, dar să facă școală. Adică să înveți, să aibă un pedagog cu ei care stă tot timpul acolo, să-i scoale dimineața, să-i trebuiască la masă. Deci nu numai sportul, efectiv, să facă o simbioză între educație. La ora 10 telefoanele luate, puse, să nu stai până la 3, că două la telefoane. La ora 10, salut! Asta e sportul de performanță, disciplina, caracterul.
dar depinde de antrenor, dacă mai ai antrenor. Cu deci asta e deci, disciplina dacă și aici, iar calitățile sau... unui sportiv ca să poți să reușească acum în sportul de pe da, mare performanță, care ar fi, ce ar fi pe lângă fizic, ca atare, ce ar trebui să aibă? Deci inteligența asta care a spus-o... Și el să, fie, să vrea el. Să-și dorească el, să-și dorească cineva. Dacă nu dorește sport. De da, mă, spui, du-te, mă, acolo. Nu, dacă el nu simte, nu, că e greu, el, e greu sau totuși. Sau când vine în sală și ce antrenament, dacă sportivul te întreabă când ai venit în sală, ce antrenament facem, gata. S-a terminat. S-a terminat. El trebuie să fie pregătit pentru orice ar fi. Pentru orice, domne. La toate sporturile, că așa să sunteți antrenori și știți. Dacă vine, maestre, ce facem azi? Gata, s-a terminat. Adică el când vine în sală... Ochii sau, din privire să-l simți că e dorit. Să rămână în sală mai mult. Motivația este asta. Dacă ești odată campion european, cum a ieșit Alex Iuc și are rentă viageră, eu vorbesc de mine, dacă nu aveam renta asta, eu am gradul 3 în invalidalitate, am 727 de lei. Ce făceam cu 727 de 4 ani, de 3 ani? Am avut renta, m-am descurcat, m-am operat, am revenit acum din nou mai bine și... Dar dacă nu aveai, nu aveai titlurile sau asta? Deci acum, cel mai puțin ați văzut că știți și dumneavoastră, dă atâția mari de bani la titlul de campion european, mondial și olimpic. Ce să mai... Plus vezi Tokyo, să participi la Jocurile Olimpice, este ceva. Dar dacă ai luat și medale, deja ești asigurat. Toată lumea e a mea, dacă ești campion olimpic. Cel mai frumos moment, în calitate nu de sportiv, de antrenor. A fost ceva, pentru că este și prima emisiune se apropie și... Domnule, m-am bucurat foarte mult, prima dată am avut copiii mei, care am tras cu ei. Am spus că familia e ultimul. Am tras cu ei. Copiii dumneavoastră, deci o luăm de la cel mai mare, de la Cornel, da, Cristian și Florin, pe toți trei. Ei n-au avut, ei au fost buni, au fost talentați, dar n-au avut caracter. Și nu au fost ca și mine necăjiți. Au trăit bine. Și că n-ai de toate acasă, lasă-mă, azi facem mână. Cristian a stat, a fost titular național, a fost la europene mondiale, Florin mai puțin, el e antrenor aici, sperăm să facă treabă, să asculte, să învețe. Spus, împreună, într-o echipă, sfaturi, să ia de la unul, de la celălalt. Să facă și să se dăruiască mai mult. Adică, băi, vreau să scot un campion european. Nu, mă dor. Am să mă mulțumesc cu puțin. Nu. Băi, vin în sală, lucrez, fac și dimineața, mă duc, aduc copiii mai mulți, mai stau în sală, în ghesuială, că sunt tânăr. Fac două antrenamente, băi, dacă nu poți de seară, vii mâine dimineață. Am înțeles, mă adaptez eu în funcție după programul tău, mă duc după sportiv. Eu, de exemplu, am copilul ăsta, Jurovski, nu poate să vii lunea după masă. Eu vin marți dimineață cu ea și fac antrenamentul care i-al pierde luni. Și nu vreau acum, că eu bătă, nu mai face nimeni statui. Dar văd în ea că o dă o satisfacție peste 3-4 ani. Peste 3-4 ani va fi așa cum a spus și proiectul acesta comun cu Consiliul Județean, luptătorul de azi, olimpicii de mâine. Nu se știe de mâine, că peste două cicluri. Eu zic că toți care conduc primăriile, care duc Consiliul Județean sau la nivel național. Ei trebuie să dea seama că și sportul face parte din o comunitate și să ajute copiii. Cum a spus dumneavoastră, nu pe Ștefan Rosu. Eu fac voluntariat. Eu de 4 ani fac voluntar. N-am nevoie de nimic. Am nevoie de sănătate să pot să fac, să ajut cât pot. Dacă o să ce vină cineva la mine să ceară un sfat, băi, acolo cum făcea Corneanu sau X sau Y, aici la lotul național aveți grijă de aia, de aia, de aia, sau un centru de copii, asta e eu. Băi, voi faceți lupte, eu stau cu ei. Am înțeles. Cum a spus dumneavoastră, poate... Vă doare ca și tată, dar și pe mine, zici cum Cornel reușește să obțină rezultate cu lotul Algeriei, deci la nivel internațional recunoscut și aici acasă mai puțin. Aici nu se poate găsi un loc de muncă să... Pentru sportivi care au demonstrat și ca antrenor. A fost și sportiv și antrenor. E păcat să... Eu nu că e a meu cel nou. Nu, vorbim acum din perspectiva unui profesionist. E păcat să plece din nou afară decât să-l păstrez aici. Eu, dacă aș fi acum la nivelul ăsta să am puterii, eu îl angajez și pe el la Clubul Sportiv Municipal. Am înțeles. Antrenor. Am doi frați, eu sunt acolo. Băi, tu faci trupă, mă duc în selecție, mă duc la Horonic. Cum da, este și bazinul deja de copii care sunt... Știi, eu l-am băgat la fete, că Cornel știi, lupte libere. Eu deja am început cu el. El face antrenamente cu fetele, eu nu mai fac. Și luni au lucrat și miercuri și mâine. El lucrează cu fetele, că e tânăr, arată. Eu nu mai pot să mă intru la picioare, mă doare spate, mă doare. Eu să-l ajut din umbră cu alți copii, cu aia ce mai trebuie, mă duc cu hârtile, mă duc la federații, vizez legitimați, mă duc pus din anuală. Deci ce pot de mine, medicală, ce depinde, îl ajut eu. Și el trebuie să fie om pe saltea.
Că dacă nu este om pe saltea cu ghetii de lupte, să demonstreze, este mai dificil. N-ai cum să faci. Și o ultimă întrebare, pentru că este finalul. Dacă n-ar fi fost luptele, acest sport, ce sport credeți că erai, s-ar fi potrivit? Sau ați fi inventat luptele? Nu pot să-ți dau răspunsul ăsta, că eram foarte firav, aveam 26 de kg când am început luptele. Eu știu la ce era bun. Părinții mei, tata, au fost muzicant. Probabil că făceam vioară sau acordeon sau trompetist, nu puteam că nu aveam putere. Dar eu zic că viorist cel mai bine mi se potrivea, că la 28 de kg slab, aveam mâinile lungi, degetele rapide. Și tata spunea, Dumnezeu să-l odihnească, bă, un muzicant bun, un viorist ca tine, n-ai nicio treabă. Cam asta făceam. Că la sport trebuia, nu eram dotat pentru sport. Nu. Era cam incapacitate toracică, îngust. Nu puteam să fac niciun sport. Dar le-au dat Dumnezeu cu puterea lui și am ieșit campion olimpic. Ăsta e cel mai mare titlu. Vă mulțumesc mult. Cu aceste cuvinte, cu mulțumirile noastre, iar Radu Munteanu vă transmite Descoperiți-vă spiritul sportiv. Aici e bine. Splendoare. Să fii iubit. Nu știu dacă s-a dus în etern, nu s-a dus dintr-un an alta, frumos, și ai fost un diplomat.